tragedie a avut loc la un liceu din Galați, unde profesoara de 43 de ani trebuia să introducă în sistem contestațiile de la testarea națională. La epuizarea fizică a femeii s-a adăugat și stresul provocat de un conflict pe care îl avea cu directoarea. S-a făcut în liceu. Rău aici, în liceu, da. După o zi întreagă de muncă și spuneți că era și supărată. Dacă începuse programul la 7, era ora 18, deci 11 ore de muncă. Mi-a relatat că este în conflict cu doamna directoare, că nu mai suportă persecuțiile la care este supusă. Femeia a leșinat și a intrat în stop cardiorespirator. Medicii au resuscitat-o 10 de minute, însă în zadar. Directoarea școlii se apără și spune că de vină a fost doar oboseala. Noi credem că oboseala și faptul că nu s-a alimentat i-a provocat leșinul. Nu era cercetată disciplinar, deci în momentele în care există examene naționale, vă dați seama că mai sunt și puncte de vedere divergente. La un moment dat a refuzat să-și îndeplinească niște sarcini. Inspectoratul școlar și Inspectoratul Teritorial de Muncă au deschis o anchetă și au stabilit că femeia, într-adevăr, urma să fie cercetată disciplinar. Unitatea școlară a transmis acest document prin care îi se aducea la cunoștință doamnei faptul că urmează să fie cercetată disciplinar. Mi s-a spus că au mai fost ceva disensiuni între conducerea unității de învățământ și cadre didactice. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.